Marți, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede reducerea de la 21 la 18 ani a vârstei minime de obținerea unui permis de conducere pentru categoriile C, CE și de la 24 la 21 de ani pentru categoriile D, DE, cu condiția obținerii unui certificat de competență profesională. Astfel, modificările legislative vor facilita reducerea vârstei minime de obținerea unui permis de conducere pentru camion sau autobuz. Actul normativ prevede că, prin excepție, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani. Cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, în prezența instructorului autoatestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea a certificatului de calificare profesională inițială, astfel cum acesta este reglementat prin normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor cu numărul 1214 din 2015. Pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu codului european ar armonizat privind deținerea unui CPI. De asemenea, prin excepție, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani, cu înscrierea în acesta a Codului Național pentru atestarea valabilității categoriei, numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, în prezența instructorului autoatestat sau a examinatorului, din cadrul unității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practic, pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI. 17 țări din Europa au introdus astfel de modificări privind vârsta minimă pentru categoriile CCE, respectiv D și DE.